Pizza margherita. Ingrediente: 200 de grame de apă, 360 de grame de făină, 2 grame de drojdie, 8 grame de sare și 10 grame de ulei. Dizolvăm drojdia într-o ceașcă cu apă călduță, apoi vom pune jumătate din făină peste și vom amesteca bine cu o paletă. Vom lăsa aluatul să se odihnească o oră, apoi vom adăuga sarea peste aluat și vom amesteca foarte bine totul până se incorporează. După ce aluatul a fost frământat bine cu sarea, vom adăuga uleiul și vom amesteca din nou până va fi absorbit tot uleiul de aluat. Pe masa noastră de lucru vom pune restul de făină, vom așeza aluatul peste și vom începe să frământăm până când obținem un aluat neted și elastic. Apoi îl vom acoperi și îl vom lăsa să crească cel puțin o oră până când își dublează volumul. Vom împărți în 4-5 părți aluatul și vom întinde pe fiecare dintre ele în formă de disc cu grosime variabilă după preferințe. Punem sosul condimentat pe aluat, tăiem mozzarella și o adăugăm peste sos, ornăm cu câteva frunzulițe de busuioc, dăm la cuptor la 250 de grade timp de 15 minute sau până când aluatul se rumenește bine. Poftă bună și vă mulțumesc pentru vizionare! Pizza Margherita!